prieteni, bine ați venit pe canalul Pescar din 87 și iată-ne la o nouă partidă. Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat când am să revin pe Balta Cuscra. Iată-mă, am ajuns Balta Cuscra 1, nu am mai pescuit de ceva timp aici. A fost o alegere dintre Dunăre și Balta aceasta. Sincer, aș fi ales oricând Dunărea dacă... și nu din pricina bălții. Balta este de top, printre cele mai bune. Baltă săbatică cu stuf. Are pește, are tot ce vreți. Am ales de ce se pusese în discuție și Dunărea. Ei bine, vreau să mă duc pe Dunăre. Din păcate, am scăpat foarte târziu de la servici. În momentul acesta este 8 fără 20 ceasul și am să stau până mâine în jurul orei 10-11. Până o să vină căldura cea mare. Obiectivul de astăzi este să prindem cât mai mult caras și de ce nu, poate intră și ceva ciortan, pește mare. Aici am prins tenul de 11 kg de acum câțiva ani și urmează să dau echipamentul jos din mașină. Nu am nimic făcut, am feederele pentru Dunăre pregătite, trebuie să iau mulinetele după feedere, să le mut pe lansetele de crap. Și apoi o să pregătesc nada. Sper să fie o partidă reușită. Bate un pic vântul, soarele mai are un pic și apune, nu mai arde așa de tare, așa că putem să pregătim această partidă pe îndelete. O să pescuim, bineînțeles, și la lipsita undiță, cărășei, pește mic, văcăsare undeva la mal. Și n-am să mai zăbovesc prea mult. În continuare am să vă prezint echipamentul și nada. Bineînțeles, cum suntem marea majoritate a pescarilor, ne arde mâna să pescuim. Până voi pregăti lansetele pentru crab și caras, voi arunca o plută în apă, să vedem ce pește se află la mal, urmând apoi să facem și o înădire pentru plută, pentru vargă sau pentru meci, să vedem cum ne va lăsa vântul. Dacă va bate în continuare în următoarele ore, voi folosi o vargă și voi pescui cât se poate de aproape de mal. Dacă vântul va zăbovi, voi folosi lanseta pentru meci și voi pescui cu un vagler un pic mai în față, nu foarte departe de stuf. Cu balta o cunosc destul de bine și știu că există ceva pește frumos și există ceva pește frumos pe la marginea stufului. Voi pescui cu două lansete pentru pește mai mare și una cred că voi folosi pentru pește mai mic. Bețele mele de la Caperlan deja au în jur de 5 ani, cred că de când le-am. Am nădiș cu spombul, bine, pe distanțe relativ mici, nu pe distanțe mari. Am reușit să echipez două lansete. Am făcut de la zero două munte pentru ciortan, pentru crap. Și voi pregăti o nadă. Aici am o nadă pe bază de fish meal. Nu mai știu exact de la ce producător, este de la partida anterioară. Așa că este o nadă pe bază de fish meal, nu mai știu exact de la ce producător. Miroase puternic, puternic. În care am mai adăugat și peleți, tot de fish meal. Și mai am aici un benzar, crap, miere, ananas. Voi pregăti două găleți de nadă. O voi pregăti pasta în care am și nadă de fish meal. O nadă foarte grunjoasă de la benzar. Aceasta va fi pentru momitoarele pentru crab.
iar pasta o voi face simplă și voi nădi și la undiță din ea. Vreau să văd dacă nada de fish meal, să zic că am aproximativ un kilogram aici, va face vreo diferență. Da. Voi mai adăuga și porumb fiert, tot cu aromă de miere, de la Carp Expert. Nu am o. Voi omogeniza o nadă foarte grunjoasă pentru monitor, pelete cu porumb. Și o nadă cu care voi nădi și la undiță. Mergem să le tocmetăm și o lăsăm să tragă un pic. Nu sunt încă hotărât unde să pescuiesc cu undița. De când am aruncat-o n-am avut nicio trăsătură. Dar să vedem ce ne rezervă această partidă. Acestea sunt cele două monturi cu care voi pescui. Sunt aproape identice, numai că aici folosesc un fir de păr, un plastic și o babă fiartă. Un plastic și o babă fiartă. Iar la asta folosesc un spinbait doar cu un plastic. Avem toate armele din dotare. Avem două lanțe pe crab, una pe caras, o undiță, o plută tot după caras. Momentan niciun pește prins. Partea mai neplăcută pentru mine este că am călcat pe o albină, m-a înțepat. Sunt alergic la înțepăturile de albine. Sper să nu fac vreo alergie, nu sunt pregătit cu nimic, nu mă așteptam să mă înțepe cu albina chiar acum, dar rămâne văzut. Ne întâlnim la primul pește prins, sper să nu dereze prea mult. Iată și primul carășel la undiță. A venit pe patul de nadă. Palmaș. Au început să mănânce carașii la undiță. Arată frumos ca palma. Am
cred că am trecut cu bine și peste înțepătura de albine. Bineînțeles că am avut o reacție alergică, mi-a apărut ceva bubițe pe mine, dar se putea și mai rău. Iată carasul, cam așa arată, ca palma. Da, deci după cum am spus, am o problemă, sunt alergic la veninul de albine și am prostul obicei să plec nepregătit la pește, cu toate că umblu prin fel și fel de boscheți. Cred, mai noroc am avut gheață la mine, am pus pe înțepătură, am scos foarte repede acum, am simțit că m-a înțepat albina și cred că am scăpat de data asta, doar cu ceva bubițe pe mine, revin. Ăsta este carasul. A început să mănânce, cred că o să-mi iau un scroner să mă așez acolo, la palma. Trage destul de bine la râmă. O să încerc și la o boabă. Mai stau un pic. Am avut și un țac la una dintre lansetele pentru pește mai mare. Va trebui să o verific acum. Să vedem. De noapte am început să prind carași ceva mai mari, pescuiesc doar la bun de el și să sperăm că pe lângă acești carași vor intra și va intra și un ciortan ceva. Nu știu dacă se vede. Da, sunt țari. Asta este setul meu de pescuit. Are o furculiță, lingură și o lamă de cuțit. Aici mai are o casă, un recipient mic. Asta e, se face ceașcă de cafea. Și un recipient aici. Are un tocător sau o strecurătoare. E util. Thank you.
Ne-am băgat la somn în jurul orei 2:30. Acum pregătim, facem o înădire masivă. Piciorul vă spun de acum că este umflat, s-a umflat de la încăpătura de albine. Doare foarte tare, dar am avut noroc că nu am pățit ceva mai grav. Noapte am mâncat binișor carasu. Puteam să prind și mai mult, dar am preferat să folosesc doar porumb, în speranța că va intra și ceva pește mai mare. Din păcate peștele mare a dormit azi noapte, dar mă mulțumesc și cu acei carași pe care i-am prins. Acum, până voi face cafeaua, sper să intre și peștii pe vadul nădit aici, la undiță, vadul de aproape. Voi împrospăta și lansetele. Am avut o singură mișcare la cea pe un plastic azi noapte, cea cu două boabe, lanseta cu două boabe de porumb. A fost moartă. N-a avut niciun fel de să facă cafeluța.
împrospătăm lansetele și îi dăm drumul la treabă. Decentă, nu am foarte mult, să zic că am vreo 10 garași. Da. Prăbuturile sunt rare, vântul bate cu putere și mai stăm. E bine într-un fel că bate vântul, că nu simțim căldura la fel de tare. Dragi prieteni, partida noastră a luat sfârșit. Suflă foarte tare vântul, peștele nu mai mănâncă, nici măcar carasul. Lansetele de crap au fost în pauză totală. Am mai mers azi noapte carasul, un pic dimineață, dar acum, în apropierea orei 12, e pauză totală. Și deja am strâns echipamentul. Haideți să vă arăt și carasii pe care am reușit să-i prind.
Cara și Pălmaș. Azi noapte am pescuit la Vonduiel în speranța că va intra bucăți mai, vor intra bucăți mai mari sau va intra vreun ciortan. Mai am oprit și o albitură din asta, pentru că la un moment dat mă plictisem și nu puteam scăpa de ele. Trăgea și la două boabe de porumb, de Vonduiel. Avem și un biban care a trebuit operat ca să-i pot scoate cârligul. Știu că nu e mare lucru, dar pentru o partidă așa pe repede înainte, eu sunt satisfăcut. Am prins și de o prăjeală și până data viitoare vă urez fire întinse, nu uitați să vă abonați. Salutare! A doua încercare pe Balta Cuscra. De data asta suntem cu toată familia, e și Denisa și Rareș cu mine. Ne axăm azi pe pescuitul la Varga. A mers cel mai bine azi, noaptea trecută, la partida trecută. Aici vom arunca lansetele pentru crab. Să vedem dacă dăm în ceva. Ami, iată că m-a luat și eu! Deci m-a luat și eu! Da, mami, ești pescar, ia uite ce la gura ta de nad. Ai mâncat nadă, mami? Nu. Sigur? N-ai mâncat nadă? Hai, să în timp ce se execută asamblarea cortului, o să vă prezint nada simplă pe care o folosesc azi. O nadă de culoare roșie de la... Vino un pic, tati-mi aici. De culoare roșie de la Benzar Mix, în care vom mai adăuga niște pelete de squid de la fabrica de nadă. Amestecăm. Da? Vom mai pune și porumb dulce de conservă. De autogonflabilă, baby. Se umflă singură, mami. Deșteaptă. Nu mult, atât. Umflă singură. Omogenizăm și cam asta e nada cu care vom pune, pe care o vom pune și pe momitoare, vom nădi și pentru undiță. Lansetele vreau să uit de ele, vreau să mă distrez la caras și voi nădi cu pelet și un pic de nadă și porumb pentru vargă, ia și tu. Da? Revin cu primele capturi. Ce faci așa rare? Ai terminat de farbele? Te rog, da? Ce asta te-a dat asta? Nu mai e ca, tot o biluță. Ce n-a lăsat acela? Uite, am pus un cald de trage peștele să auzim. Dragilor, gata, avem bețele la apă, undiți, lansete, Rareș plânge pentru că a intrat o așchie în mână. Gata. Mami își face șezlogul noaptea. Și aici e cortul nostru. Și în depărtare se văd niște nori. Sper să nu avem probleme. Uite ce lună frumoasă o să răsar. Să fie lună plină. E așa puțin așa, da? Așa.
Uite, cărniță, mami, nu te mai. Să facem grătar. Pune condiment, hai. Mă păcălești? De ce? Hai, mai ia un pic de acolo cu mâna, da? Grătăreanu. Ia mai cu. Hai, te pune pe asta. A prins și Rareș un caras, da? Mami pregătește acolo condimentele. Un pui. Nu mai. Thank you.